Salut! Astăzi am pregătit pentru voi un mic haul, pentru că nu am foarte multe să vă arăt, dar în perioada asta sunt reduceri destul de substanțiale la magazine și m-am gândit să adun tot ce am cumpărat în perioada asta sau ce am cumpărat și mai devreme, dar încă se mai găsește în magazine și să vă arăt și vouă, poate vă inspiră, poate, nu știu, vă dau niște idei. O să încep cu două tricouri pe care le-am cumpărat din Auchan, știți voi, hipermarketul ăla super mare. Sunt două tricouri destul de simple, dar îmi place foarte mult la ele că sunt 100% bumbac, deci nu au nimic sintetic, nu transpiri nasol și din alea, material respirabil și așa mai departe. Iar eu, când sunt în pană de idei în ceea ce privește vestimentația, pur și simplu pun pe mine un tricou și, în cazul ăsta fiind vară, o pereche de pantaloni scurs și asta este. Primul tricou arată cam așa. Este un roz. Pe cameră se vede cam țipător. Dar în realitate nu e așa, e un dusty pink cumva și are scrisul ăsta și modelul ăsta cu alb pe el. Mie îmi se pare super drăguț, până acum ceva timp mă feream de roz, dar începem să devenim prieteni, eu și, sau prietene, eu și această culoare. Cel de-al doilea tricou arată cam așa, este alb și are modelul ăsta cu, nu știu ce să vă spun că e, așa, un model cu roz. Ăsta chiar e un roz destul de înspre fucsia cumva și puțin negru. Mărimea mea este L. Nu mi-au tricouri foarte strâmte, mulate și așa mai departe, pentru că nu mă simt bine în ele și ce rost are. Și nici nu cred că aș arăta bine în ele. Astea au fost, cred că, 13 lei sau ceva pe acolo, deci foarte, foarte acceptabil. Apoi am un maieu, bluziță fără mâneci, nu știu cum vreți voi să-i spuneți, așa albă, cu modelul ăsta floral, foarte drăguț, foarte feminin și cu niște volonașe, aici, dacă puteți vedea, care și ele sunt foarte feminine și drăguțe. Și e mai deosebit așa, pentru că se prinde pe gât. Și aici, la spate, așa, se încheie cu un năsturel, dacă vedeți voi. Așa. Și ăsta a fost 20-30 de lei de la H&M, cred. Nu sunt sigură cu prețul, dar pe acolo. Și au tot felul de topuri super drăguțe. Eu l-am ales pe ăsta. Tot de la H&M, tot la reduceri, cu 60 de lei, da. Ăștia știu sigur că au vreo 60 de lei. Sunt pantalonii ăștia, crem deschis și foarte, foarte subțiri, perfect pentru vremea asta, pentru vară. Au talia foarte, 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 foarte înaltă, mă rog, nu exagerat de înaltă, dar destul de... Și au așa o lungime cu vedere la gleznă, nu știu cum îi spune asta, 3x4, 7x8, habar n-am. Dar e cu vedere la gleznă și mie place foarte mult lungimea asta la pantaloni, pentru că mi se pare că gleznele femeilor sunt așa foarte plăcute să le vezi, nu știu cum să mă exprim. Dar, da, glezne. Tot de la reduceri, puțin nepotrivit pentru potopul care e afară și căldură, dar o să fie binevenită mai încolo la toamnă.
este gecuța asta de blugi, tot de la H&M. Asta cred că a fost 50 de lei și îmi place foarte mult că are volonașele astea aici pe mâneci. Uite așa. Și aici în față are. Și mai are, bineînțeles, și în spate. Și mi se pare că volonașele astea îi dau așa un aer, în primul rând 70s, hippie, cumva. Și în al doilea rând, cumva feminin. Pentru că o geacă de blugi nu e tocmai întruchiparea feminității. Așa că asta are așa puțin ceva extra. Și asta a fost 50 de lei. Cred că am mai zis asta odată, dar better safe than sorry. Acum o să vă arăt ce ne-am luat din Țeunda, C&A, C și A. Sunt pantaloni ăștia scurți, tot așa dintr-un material foarte subțire, cu talie înaltă, un navy blue sunt ăștia, așa zic eu culoarea, navy blue, și au un cordon care se prinde aici așa, în față, și îmi place că sunt mai lărguți pe pulpă, nu sunt foarte strâmți. Sunt așa foarte flu-flu și potriviți pentru vremea de afară, deși culoarea e puțin închisă. Ăștia nu i-am luat la reducere, i-am luat la preț întreg, de asta i-am lăsat așa mai pe sfârșit. Și au fost 40 de lei oricum, nu foarte scumpi, deci... Ultimul articol pe care vreau să vi-l arăt este o fustă, care eu am cumpărat-o acum o grămadă de timp. Dar încă am văzut-o în magazine și poate o au la reduceri, nu știu sigur, dar am văzut-o în magazine. Și dacă mă urmăriți, voi ați văzut fusta asta cel mai probabil în vlogul de la Stockholm, care a fost undeva la începutul lunii mai. Deci o am de foarte, foarte, de ceva timp, dar am zis să vă arăt dacă tot se mai găsește încă în magazine. Este fusta asta, are așa, lungimea este midi, adică se termină undeva pe la gambe și, bineînțeles, are talia înaltă. Este așa, cloș, croiala. Și ce-mi place mie la fusta asta este că are fața asta maro, cu înspre khaki, cumva pe cameră se vede mult mai deschisă, din câte văd eu. Dar mai are o față. Deci este o fustă cu două fețe. Mie mai mult îmi place cealaltă față. O să vă arăt acum. E fața roz. Așa, un roz pudră. Millennial pink. Am aflat că există culoarea asta, care este un, practic un roz deschis, pal, așa mai dusty. Și aparent noi millennials purtăm millennial pink și de acolo vine numele. Așa o fi. Da, fusta millennial pink și millennial khaki, glumesc. Da, sunt îndrăgostită total de fusta asta, îmi place enorm și eu am purtat-o foarte, foarte des de când o am. Eu, când am luat-o, era 130 de lei. Dar, practic, am luat două fuste în una. Deci, a meritat afacerea și asta e din Stradivarius. Că, uitați-mi să vă zic de unde am luat-o. Mai am să vă arăt două perechi de încălțări. Sandale de vară. Anul acesta mi-am luat inima în dinți, ca să spun așa, și mi-am cumpărat o pereche de sandale cu top pe la Bershka. Nici o pereche din aceste două perechi de sandale nu le-am cumpărat la reduceri. Poate o să fie, poate nu o să fie, nu știu. Dar am zis totuși să vi le arăt, pentru că încă sunt în magazine și e sezonul cu sandale și așa mai departe. Prima pereche pe care o să vă arăt sunt cele cu toc.
Și le-am luat de la Bershka, sunt astea, albe, am vrut ceva deschis la culoare. Nu, s-a pe mine, nu pe mine. Așa, o să vă arăt doar unul de acum încolo. Și arată cam așa. Ele se prind cu bareta asta pe gleznă, ceea ce mie îmi place foarte, foarte mult. Și au detaliul ăsta metalic aici la toc, care și ăsta îmi place foarte, foarte mult. Și în rest au bareta asta aici în față. Și sunt albe. V-am spus că mi-am... Pe mine, nu pe mine, nu pe mine! Mi-am dorit niște sandale deschise la culoare și le-am cumpărat pe astea. Da. Și le iubesc, îmi plac foarte mult. Mi-am făcut niște bătături într-o seară ceva de groază, dar nu a fost mare parte vina lor, a fost vina lucrărilor din Cluj, de pe trotuar și a mea că am intrat prin nisip și mi-a intrat nisip pe aici și m-a rănit de numai. Dar acum sunt ok, picioarele mele sunt și au revenit. Ultimul articol, ultimele chestii pe care vreau să vi le arăt sunt sandalele astea. Le-am luat de la H&M și au costat undeva la 90 de lei. Sunt foarte drăguțe și feminine ele așa. Am trântit cu cealaltă pe jos, dacă vă întrebați ce e zgomotul. Au aici chestia asta ca o panglică încrețită cumva, sau nu știu cum să-i spun. Bareta asta care merge foarte, foarte frumos așa pe picior. Și încă o baretă sus care se închide așa pe gleznă. Mie îmi plac foarte mult și astea sunt un roz pudră, pudrat, roz pudrat, roz, știți voi. Cam astea au fost articolele pe care am vrut să vi le arăt. Eu sper că v-a plăcut acest gen de video, mie în general îmi place foarte mult să urmăresc haul-uri și sper că v-au și inspirat, de ce nu, anumite articole pe care vi le-am arătat. Spor la cumpărături, eu vă mulțumesc ca de obicei extrem de mult pentru vizionare și dacă v-a plăcut, dați un thumbs up, nu uitați să vă abonați și noi ne vedem foarte curând. Bye!